Aici avem advanced serverul. Deja intrăm în pâine și vreau să vă arăt contul, doar ce am intrat pe el și acum vom intra aici la mail, unde vom colecta această experiență ca să putem să deblocăm toate modurile de joc. Dăm aici și fiți atenți că mai avem aici ceva. Țineți minte acest spiriduș, ca să vedeți despre ce este vorba. Sunt niște schimbări foarte frumoase în Free Fire și în sfârșit mă bucur, frate, că au ținut cont. Deci credeți-mă, o să ajungem să vorbim despre foarte multe. Deci avem de arătat o grămadă, hai să dăm colect aici repede. Bă, stai, mă, să schimb melodia. Stai să punem melodia asta, gata. Așa, am dat colect aici, le-am dat direct level 16 și dăm colect și la spiridușul ăsta. Îl lăsăm aici. Bun, stai să dau jocul mai tare. Stai că sunt două sunete pe fundal, secundă. Gata, bun. Îl dai și nou, nu pot să vă dau update-ul pentru că eu am un acces special și din păcate nu poate fi descărcat. Bun, cam așa o să arate lobby-ul, cred. Nu sunt mari schimbări, nu s-a schimbat nimic la lobby. Cel mai probabil când va fi update-ul, poza se va schimba de aici 100%, deci nu vă faceți griji. Asta e doar așa că n-am mai stat să lucreze pe poză, pentru că, până la urmă, mai important este update-ul. Hai să începem cu ce am început până acum, să ne uităm pe profil să vedem dacă avem ceva nou. Pentru mine e first reaction să știți update-ul. M-am uitat doar la câteva că eram foarte curios și voiam să văd câteva chestii. Bun, pe la profil nu prea apare nimic, apare acum cu plus pe aici, nu știu dacă apare și înainte cu plus. Nu pare nimic nou. Da, pe la profil nu pare nimic nou, nici la weapon, nici la recording, nici la honor score. Un emo nou, download, dar nu mă lasă pentru că e advanced server. Nu am de pe ce server să-l descarc. Bun, la profil nu s-a schimbat nimic. Mai nou. Și pe aici, la fel, nu avem chestii schimbate. În schimb, haide să începem cu ceva mai interesant. Se schimbă în sfârșit guild-ul chat. Guild-ul pe care, credeți-mă, astăzi am vorbit cu Dragoș, știți că s-a lăsat de Free Fire Dragoș. Dar Dragoș, cred că și cu mine, cred că și eu am propus. Nu mai mi-aduc aminte, acum 2 ani am propus eu cu Dragoș să facă schimbări la guild. Cred, nu mai știu. Și în sfârșit, după 2 ani de zile, frate, au venit schimbările la guild. Haide să vă arăt ce se întâmplă cu guildul. Așa o să arate de acum încolo guildurile. Mamă, nu mai spămați Magic Cube chat, că nu contează Magic Cube-urile. Nu se actualizează Magic Cube-urile acum și nu le-am actualizate. Nu știu, vă arăt, ok, vă arăt. Deci așa o să arate clanurile de acum încolo. Nu mai sunt atât de boring cum erau înainte. Înainte, băi, sincer, cine mai conta clanul? Cui mai păsa de clan în Free Fire? Eu vă pun o întrebare. Sunteți toți într-un clan de Free Fire, da? Dar vă mai pasă așa de clanuri? Nu vă mai pasă, că nici mie, sincer. Dar, cu nou update, o să fie și mai interesant, o să vedeți. Medicube, iau, știi ce cineva Medicube? Te pup, Crețu, mersi, Eric Ștefan, vă pup. Hua pentru guild. De ce hua pentru guild? Pentru că arată mult mai bine clanul. Haideți să vă arăt. Dacă dați create guild, uitați cum arată când vrei să-ți creezi un clan acum și poți să pui mai multe avatare, cum ar fi asta cu Leo sau nu știu, hai să vedem. Astea nu erau astea, dacă nu mă înșel. Nu erau. Acum a băgat mai multe iconițe să fie mai interesant. Aveam și noi câteva iconițe Free Fire, dar erau boring alea de le-au băgat. Mă rog, sunt câteva chestii aici. Uite, poți să-i dai use, poți să pui loop-ul ăsta și e foarte, foarte șmecher. Au câteva schimbări, poți să pui level acum. Deci acum, nu știu dacă era asta, credeți-mă, nu mai sunt lider de clan de foarte mult timp. Dar când creezi, ce mă? Nu merge. Bagă-l în priză, că de-aia nu merge. Atunci l-am stricat. Scrie, arată biful, toate astea trei ori, și aia cu cal, și aia din stânga și aia din dreapta. Nu știu. Hai că mă uit după. Îl poți face de level 6, dar ajunge imediat și la asta. Deci acum poți să pui la level să intre. Era asta cu level, ok, atunci trecem peste. Nu mai știu, nu mai sunt lider de clan și l-am mai creat un clan de mult timp. Poți să setezi locația dacă vrei, poți să pui aici. Bine, mie îmi dă Indonezia că e pe Indonezia și poți să pui de aici. Dar era așa asta, doar că au schimbat puțin interfața, vedeți, e mult mai așa. Și din câte am văzut, uite, dau să creez clanul acum. Păi vă pune un nume aici, ro.kings. Hai că am scris, dar nu contează oricum. Invalid badge, what? Ok, îl pun pe ăsta. Am înțeles, cam așa arată clanul. Deci fiți atenți, cam așa arată clanul acum. Și avem și reward-uri șmechere la clan. O să vedeți o imediat despre ce e vorba aici. Asta e clanul, cam așa arată. Și primești și iconița asta nouă acum după ce l-am creat. Am înțeles, cam așa arată când intri la clan. Arată destul de nice, e mult mai fresh. Și bă, arată bine, sincer.
Avem aici ceva nou, nu știu, Activity Reward, Play Matches with Guild. Bă, asta era și înainte, doar că erau mai puse pe acolo. Acum se axează mai mult pe chestiile astea, vedeți, sunt Weekly Activity, adică o să fie săptămânal misiuni de astea în clan, în care încurajează... Bă, iar a intrat o melodie asta pe fundal, doamne, trebuie să schimbe fiecare dată. Cam așa arată. Ia să-ți văd dacă pot să vă arăt. Clanurile, din câte am văzut, dar nu sunt sigur, poate fi făcute de level 6 acum. Deci gata, s-a dus level 4, că deja era level 4 de când s-a băgat guildul în Free Fire. Deci vă dați seama, frate, că au rămas la fel de când au băgat. Adică de vreo 5 ani, 5 ani și ceva de când s-au băgat clanurile. Mereu au fost de level 4 și atât. Acum o să fie de level 6, nu știu exact care e chestia, că nu pot să-l fac de level 6 acum. Dar cei care au clanurile de level 4 vor avansa în continuare la level 6, în funcție de jucători cât de activi sunt. Acum jucătorii în prea mult joacă rank, cred că s-ar putea să se reapuce de rank când o să vadă și zăpada din Free Fire de pe Bermuda. Rămâne de văzut. Cam așa arată la clan. Ce pot eu să vă mai arăt este asta cu notificări aici. Îți apare direct welcome să schimbe aici toată chestia asta și nu știu asta cu start member, că nu am membri în clan, din păcate. Dar ce o să vină în Free Fire, mersi de capa, ce o să vină în Free Fire, cred că a fost cerut de mulți jucători, dar cred că e un pic cam târziu, dar niciodată să nu spunem niciodată și niciodată nu e târziu, știți vorba aia? Guild Wars, deci o să vină war-uri în Free Fire în legătură cu guildurile, which is cool, adică în curând noi vom putea să facem war-uri, cum făceam noi la rumuri de mult, să facem grupuri, vom și așa mai departe. Și ce credeți, o să vină și sezoane. Deci o să vină și sezoane. Vedeți aici sezonul 1 BR 3 total rounds, da? Deci dacă se va face un war cu alt clan, vor fi 3 runde în total, în care cel mai bun clan, nu știu, va câștiga, va, nu știu, o să fie foarte tare. O să fie și leaderboard, din câte am văzut. Da, o să fie și leaderboard, dar acum nu e, vă dați seama, nu e totul pus la punct, că e advanced server, nu e ceva, nu e ceva oficial, când o să fie oficial o să fie foarte, foarte tare, dar asta e super, pentru că în sfârșit vin guild war-urile, e ceva tare, pentru că, bă, hai că ne săturăm și de rang, ne săturăm și de CS rang, dar e mișto să joci și un guild war din când în când. Arată bine, deci chiar arată bine și vedeți animația asta aici, Leo, cum, ia uite, vedeți? Și uite, vedem deja alte clanuri aici. Mamă, bro, a făcut Guild Wars Leaderboard, uite-l. Tocmai ce ziceam, mamă, cum arată. Deci pe lângă faptul că acum pe profil poate să-ți apară locul 1 pe România, pe orașul din care ești tu, acum îți apare și clanul. Mamă, ce mișto arată. Și ce mișto a făcut animația asta cu unul aici. Deci arată bombă, bombă, bombă. Melodia de la joc, nu știu dacă o să revină, eu am pus-o pe fundal acum că, na. Ia, și dacă dăm pe 3 puncte, ce se întâmplă? You are in a guild. Ia uite, mă, pot să dai inspect la clanuri. Bă, mă lași. Bine, puteai să faci asta și dacă intrai pe profil. Vedeți, intrai pe profil și dai aici, guild info, ia uite. Mă, ce mișto apare acum animația, ok, deci când te duci acum nu mai apare chestia aia pe ecran, că era plictisitoare, frate, apare ceva de fresh, e altceva, i-au schimbat foarte mult. Ba, mai da guild info, ți-a apărut aici și zice you are in a guild, dar dacă eu nu aș fi în clan, aș putea să plic direct în clan chat, fără să mai stau să caut ID-ul, asta e tare rău de tot. Uite, o să și probăm, cred că pot să ieși din clanul meu. Bun, v-am arătat ce e cu clanul, ia să vedem gifturile aici. A, dar mai trebuie să vă arăt ceva, fiți atenți. Mai trebuie leader, nu leader. Guild Wars Season 1 Round 2 Time Limited Mod. Bine, ia match. Bine, clar nu merge, vă dați seama. Mersi Zeus de follow, uite, pop. Da, nu merge. Dar mai voiam să vă arăt ceva. Haideți să vă arăt Magic Cube-ul, că m-ați nebunii, frate. Deși nu contează Magic Cube-ul ăsta, că eu sunt pe alt server, dar vi-l arăt, frate, că ăsta nu o să vină pe Europa. Uite, nici nu e Magic Cube. What the fuck. Nu e cea Magic Cube, astea nu se actualizează, să știți, pe Advanced Server, din păcate. Din păcate nu se actualizează. Dar nu avem nimic la Magic Cube. Nu avem. Aici totul costă un diamant, pe server de test, vă dați seama. Adică nu vă gândiți că o să coste Sonia un diamant. Niciodată nu vă gândiți că o să coste Sonia un diamant. E... na. Însă... nu știu, au chestii pe aici băgate, vedeți. Au foarte multe chestii, dar le-au băgat de test, știi, să le testezi, să nu fie jocul gol, să ai skin-uri, să ai...
my music, Mr. Mă miram eu, îți dai seama. Caracter nou, da, avem și caractere noi, o să vedeți, mamă, o să vă arăt și caracterul nou. Haideți, deci eu vă rog, frate, să vă faceți confortabil, că avem de văzut multe la update-ul ăsta și n-ar rost să ne grăbim, pentru că ar fi păcat. Așa că eu vă zic, stați și unde stați acum pe canapea, pe stați și hai să vedem că... Văd că râdeți de mine, că am 0 diamante în cont. Ei, voi aveți așa ceva? Ia ziceți. Aveți așa ceva? Hai, vreau să răspundeți în chat, că ați râs de mine, că nu știu ce. Aveți așa ceva sau? Ia, să-mi spuneți dacă aveți și voi așa ceva. N-aveți așa ceva, dar râdeți de mine, că am 0 diamante în cont. Ce zice aici, mă? Jadval Bucamod. What the fuck? Jadval Bucamod. Ah, avem Bucamod. Am înțeles. Bucamod. Ce este, mă? Ah, e Gildoar, bro, dar numai că scrie în indoneziană. Noi nu înțelegem. Bun. V-am arătat asta odată cu clanul. Ce mai vedeți aici? E iconița. Vedeți iconița. Dacă ești conectat la Wi-Fi, îți apare Wi-Fi-ul. Dacă ești conectat la date mobile, o să-ți apară datele mobile aici. Asta a făcut-o. Nu conta atât de mult, dar bă, e făcut. Hai să vedem la setări dacă avem ceva nou la setări. Controls. Reload așa. Bără scoro știm pe asta. Glual smart. Crosshair type. Bă, sper să mai schimbe damage-ul atât. Nu avem nimic. Deci la controls nu avem absolut nimic. Absolut nimic, avem nou la controls, la pickup, nimic, display, ia să vedem. Oooo, ia vedeți ce au băgat, bro, nu cred. Nu cred, bro, în premieră. Bro, în premieră au băgat, gata, chat. Gata, dacă aveți telefoane mai slabe, puteți să dați. Bă, oare să meargă Free Fire-ul de acum în 90 de FPS-uri? Era asta? Cum mă era asta cu high FPS? Eu nu am. Bro. Bro, eu nu am asta pe cont. Cum adică era? Ce o să? Mersi, ce era asta cu high FPS? Tu aveai pe asta? Da. Eu nu am pe cont. Nu am pe cont, uite, intru pe contul meu acum. Uite, eu nu am așa ceva pe cont. Bă, da, mă, ai. N-am așa ceva pe cont. Bă, da, mă, e de FPS-ul ce e, bro. Bro, nu am, uite că ți-a arătat acum. Posibil. Mersi de cap, mamă, dar ai făcut-o full, bro. Mai varsă-și din ea. Nu, mă, eu așa ți-am făcut una. Nu era, păi vă zic, mă, că nu era, dar zici, săriți repede pe mine că era, păi eu când vă zic că nu era, ci că era, uite, intru acum pe Free Fire-ul normal să vedeți că nu era, uite, bro, uite. Bro, bă, vă faceți de râs, verei. Bro, vă faceți de râs, verei. Asta, high FPS, ia uite, normal și high, unde era? Doamne, bă, frate, bă, când vă văd. Ce mereți acolo? Bro, a băgat opțiune nouă acum, poți să joci 90 de FPS-uri, tu vezi? 60, 90. Era. Stai un pic, hai FPS. Da, bro, FPS-urile, uite, FPS-urile. Deci ai o dată 30, da. 60 și 90. Ai înțeles? Pe advanced server, da. Ați sărit toți în capul meu că era deșteptului. Ia uite pe Free Fire normal. Unde e? Ah, pe normal și hai, da. Ați sărit repede pe mine. Era deja, dar nu era aia opțiunea aia de enhancement. Da, ați sărit repede pe mine că era deșteptului, că nu știu ce. High FPS era, dar nu era. Da, mă, înțeleg, nu era asta, asta, asta. Au făcut-o pentru telefoanele mai slabe, ați înțeles? Păi și cum aia de la jumate ce e? Băi, cred că 60 de FPS-uri, hai că testăm, o să testăm asta acum, ok? Da, mă, dacă eu am intrat și nu era, uite, sunt pe Free Fire-ul normal, uite, pe Free Fire-ul normal nu e, doar normal și high și pe ăsta e normal, enhanced, and și high. Înțelegeți? Vedeți? V-ați prins? Era, da, mă, era. Hai, nu mai ce că era, că era, v-ați făcut de... Da, mă, nu era. Ia, uite, dai pe ultra acum, dai pe high resolution și ia, uite, poți să selectezi FPS-urile, tată. Înțelegeți? Enchant, ce dă, stai. Bă, cum se citește asta, mă, în engleză? Enchant, enchant. Nu mă, că să zic că citesc în franceză. Mai scurtă și mai tare? Da? Vreau să fac mai scurtă? Las, că am făcut și o cafea acum de lume de toată noaptea. Ești bun?
Cum se citește mă ăsta? Enchance. Mai bine citesc e enchance. Ești nebun că... Pă bune. Enchance. Bă, oricum, ok, gata. V-ați convins că nu era, da, pe Free Fire? Că m-ați făcut să intru pe Free Fire-ul normal. Bun, acum hai să revenim. Asta e tare, pentru că nu mulți au telefoane bune și mulți și-ar fi dorit să joace pe Hike sau nu le duce sau nu știu ce. Și acum au băgat... ceva ca să fie. Bun, hai să setăm noi, nu știu, eu dau pe Vivid aici, ca așa mă joc eu, dăm și Shadow, dăm totul la blană să-mi bubă emulatorul în seara asta și dăm aici pe... Bă, vreau să văd diferența dintre ăsta, bă, dar n-am casta HUD-ul băgat pe aoleu, chat. O să mă așteptați după un pic, să-mi bag casta HUD-ul. Bun, hai cu vedem după pe asta, hai să vedem mai departe la Sound Voice, Active in Device, astea le erau, Recording, aia astea erau, la Networks. Uite, network-ul ăsta nu era. Uite, eu nu l-am. Vedeți? Uite, ne ducem pe Free Fire normal. Setări network, eu nu l-am pe ăsta. Și unii l-au, asta nu înțeleg. De ce mie nu mi-l dă, vedeți? Ăsta cu să nu mai îți dea la only red prin glue. Da, nu știu de ce. Ia la notification, da, astea mai puțin interesante. Bun, hai să dăm joc pe full screen. Și cam atât cu setările. V-am arătat ce era prin meniu. Ia, la prieten s-a schimbat ceva. Dynamic Duo platform. Mamă, asta trebuie schimbat aici, că-s de mult timp și-s boring rău de tot. Ia uite cum îmi apare aici. I am full of characters. Ia uite mă, băgat de-astea noi, pe profil. Și poți să apeși direct pe ele, bro, nici mai trebuie să intri pe profil. Și ce e aia? Te-n pui de-asta, achievement-uri. Pui pe profil, da, uite, weapon. Ia aveți mă, pe Romario, viața mea, te pup, Romario, te pup, bine ai venit, bro. La alea, până la urmă, au dat buff, avea? Da, urmează să vedem iarăși caracterele, stai așa. Bun, că vreau să prezint totul prin meniu ca după să nu ne scape ceva, că ar fi păcat. Mersi, Dădă, mersi, bine ai venit pe la el. Chiar vine zăpada, da, imediat vă răși zăpada, stai așa. Nu știu exact, cred că doar intru la clasic și e zăpadă, nu știu, așa au schimbat ei, nu știu. Uite, vreți să vă arăt zăpada? Hai, nu știu, hai să intrăm unde, nu știu unde. Dar n-am unde să intru, că la rang nu mă bagă. Le-au revenit doar pe India pentru că jocul a fost banat un an pe India și ca să revină toți jucătorii l-au rebăgat înapoi simplu și sub punct și atât. Să înțelegeți odată că nu o să revină PS-urile. Asta vreau să înțelegeți. Să înțelegeți chestia asta, că după vă amăgiți degeaba, că o să vină și nu o să vină. Habru bagă-mă o dată. Stați să schimb muzica aceată, iertați-mă, dar așa a rămas pe cum de-a. Trebuie să-mi găsesc un co-echipier la rush hour. Bă, dar solo nu pot eu mă să mă joc. Gata. Ia uite cum arată. Mă, cum arată Bermuda. Ia uite bro, e zăpadă pe jos, ești bun? Ia uite bro, e zăpadă pe Bermuda, brother. Bine, bă, dar o să vină zăpadă din noiembrie, mă, nu înțeleg. Mamă, și nu te lasă să sar din avion, ia uite. Ia uite bro, zăpadă din noiembrie, ești bun? Bă, nu pot să cred, bă, zăpadă în Free Fire, bro, după 4 ani de zile zăpadă în Free Fire. Mamă, cum arată, bro, e next level față de cum era zăpada aia. Bă, cum era, bă, uite pomul cum arată, bro. Uite cum e. Mamă, ce grafic are, mamă, ce mișto arată, brother, uite pomul zăpezit, bro, n-ai cum, bă, bravo, mă, Garena, da. Știți care e chestia? Update-ul vine fix pe 31 noiembrie, deci pe 31 octombrie, deci înseamnă că de la 1 noiembrie vine și zăpada. Bă, dar nu e așa multă zăpadă, vezi? Adică nu e așa, e doar da, puțin așa. Bă, uite, au făcut copacii toamnă, bro, uite, vezi? Da. Nu mai sunt copacii verzi, deci acum 4 ani, ninjaști erau copacii verzi, acum i-au făcut galbeni. Bă, am piele de găină, bro, ești avut, am piele de găină. În momentul de față. Bă, nu cred așa ceva, bro. Uite, v-au schimbat. Înainte erau copacii verzi cu zăpadă. Bă, du-te, mă. Bă! Nu cred! Așa ceva. Bă! Bă, frate, respect Garena, bro. Să vă apucați veteranilor de joc înapoi, mâncava-și gura voastră. Stai așa, Sebi. Bă, n-ai cum. Pune-le, frate, să filmeze, toată lumea să filmeze, frate. Filmați, frate, că până vine update-ul mai sunt 2 săptămâni. Filmați ca să știe lumea de la ce să aștept. Bă, am un feeling în momentul de față, mă jur. Deci mă jur, eu care mă joc, frate, mă joc din beta, bro, aproape din beta mă joc, ești nebun. Eu care am prins zăpada, unii n-au prins-o, ia să mă duc repede, chiar dacă mă bate zona. Bă, am un feeling în momentul de față, mă jur, frate, m-a jucat Free Fire acum non-stop. Bă, e ghețată apă!
Coaie! E înghețat apă, nu te cred! Bro, what? Coaie, e înghețat apă! Bă, dă-te-n pana mea, bro! Bro! Și ea se sparge? Ei, Sibi, se sparge. Bă, n-ai cum, mamă, chat, iertați-mă, frate, că am niște reacții în momentul de față. What the fuck? Bă, n-ai cum, bă, bravo, mă, Garena. Bă, la asta trebuia, mă, frate, să ne așteptăm și noi, pe bune. Bă, mor de zonă, verei. Am înțeles. Ai, că mai dau un mai dau un mic că mor de zonă. N-ai cum așa ceva, bă. Bro, mamă, Gabriel. Bă, Gabriele, bă, și sări pe Gabriel? Care e Gabriel? Gabriel inimă. Nu știu. Băi, frate, mamă, respect Gabriel acolo în chat, chat ai mei, vă, ia uite-l pe ăsta. Mamă, Gabriele, mersi din suflet, bro, mamă, am un feeling în momentul de față, nu vine să crezi, stai că trebuie să intru iar la Raș, că am murit de zonă. Bro, adere, băi, mersi maxim, bro, mersi maxim, maxim, bro, Gabriel. Ia, hai să mergem în pic, ia să vedem picul cu zăpadă. Bă, deci n-ai cum, dar știți care e chestia, că update-ul să vină pe 1 noiembrie și ar trebui să... Update-ul, când îl bagă, ține 2 luni și după îl schimbă. Deci o să bagi update-ul și după 2024, la începutul ianuarie, vor schimba zăpada, o scot, adică... Nu știu care, nu știu care e tactica de bagă pe 1 noiembrie harta cu zăpadă. Deci chiar nu știu, dar bă, mai bine să o bagi mai devreme decât mai târziu, vrei să vă mint? Bă, e zăpadă și... Vreau să văd dacă apa asta e înghețată. Ce, e înghețată? E înghețată, nu te cred. A înghețat apa, nu te cred. Și aici e înghețată apa. Bă, oare la sentul ăsta e înghețată? Ia. Sebi. Bă, uite cum arată. Mana mea, n-ai cum așa. Bă, uite cum arată, bro. Bă, cum ar fi fost să sar pe gheață și să mai și alunești, bă? Cum ar fi fost, bă? Să facă caracterul așa, ești de bun? Bă, mersi meșterul de șapcă. Bă, dar aș vrea să mă... Bă, uite ninja, tu vezi că ninja! Ninja, bro, dă-te-n pana mea. Bă, ninja, ești de bun? Uite. I-am văzut. Și ninja. Bro, am piele Alcantara aici, nebun, mă jur pe viața mea, că nu mai vine să cred așa ceva aici, nebun, ce-mi văd ochii, deci nu vine să cred, bro. Chemați toți veteranii să se reapuce de joc în cavaș. Bă, cum... Ia, mă, dacă intru în casă, mai ninge, chiar-s curios. A, animația asta cu zăpada au lăsat-o, mă. Bă, dacă intri în casă, nu mai ninge, bro! Normal. Nu cred! Auzi? Aia, chișcul mea și tu, cum n-ai ba să ningă prin casă? Bine, dar are logică, are logică, dar... Cică, bă, nu mai ninge în casă, incredibil! Bă, mă așteptam să ningem pana mea, mă așteptam să ningă în continuare. Ce facem, că vine ninsoarea și ne ninge, ne ninge aici? Bă, da, stai, mă, veri, ninge cu soare, mă, bă, stai, mă, bă, nu e ok, mă. E soare cu dinți, bro. Da, mă, e soarele la, mă, de decembrie, mă, da, mă. Da. Bă, dar bă, vedeți cât au schimbat grafica, frate? Bă, no, vedeți cât au schimbat grafica? Eu? Bă, uite, uite-te la grafică cum arată! Știi ce cred eu? Cred că stai, stai că n-am custom HUD. Mă, pe Free Fire Max, bro! Fiți atenți, vă aduceți, știi cum era cerul cu fulgere, cu nebunii, cu dalea, îți dai seama cum se vede pe Free Fire Max? Bă, da, bă, voi realizați că eu mă joc cu Free Fire normal, dar pe Free Fire Max. Îți dai seama cum o fi pe Max? Mamă, nu cred. Băi, dar vreau să mă duc la Sentosa să văd dacă e înghețată apa. Să fie nebunie rău de tot. Fii atent că mă omor și mai dau repede un mes să mă duc la Sentosa. Dacă și la cu de la Sentosa e înghețat. N-am că asta, văd. Dacă îl bat pe ăsta, nu-i pot să știți. Hai că n-am. Vreau să mă duc pe Sentosa, bro. Mamă, deci credeți-mă. Și o rugăminte la tine. Ce? Ai Nvidia experiență aprins de la buton? De ce? Butonul de... Nu l-am. Aprinde și... Bine. Îl aprind. Îl aprind și îl aprind. Dar că vreau să mă duc în Sentosa. Bă, nu, mă, vreau Sentosa, bro. Stai că ieși și intru din nou. Bă, frate, mă simt ca în 2018, frate, mă jur. Deci mă simt ca în 2018, doar că... Ce-a făcut, mă? Mă simt ca în 2018, doar că acum e mai mișto jocul. Poți să dai revive, nu te mai plictisezi, nu mai aștept sute de mii de minute să termine meciul. Bă, nu mă mai bagă meci. Bă, nu cred, blondul. Blondule, te pup viața. Mersi mult de tău, bro. Bă, mersi mult de tău, bro. Blondul, te pup, frate. Bine venit pe live. Nu-ți dă la rush hour? Păi ok, mă, stai așa, cum să joc eu, mă, Bermuda, dacă n-au... A, uite, mă, dar ne-i zombie, bro. Mamă, uite moduri noi de joc, Outlaw, Zombie, Invasion. Mamă, câte avem.
Uite, Triple Wolves. Și ia să dăm bur rank. Ia. Mamă, o să bage toate hărțile la rank. Bro, o să bage toate hărțile la rank, bro. Bagă Bermuda Remaster la rank. Nu cred, visul meu. Eu acum un an le-am zis celor de la Garena să bage Bermuda Remaster la rank, că toți o vrem. Și a revenit, bro, nu pot să cred. Bro, nu pot să cred, bro. Mersi, Dede, mersi. Mamă, iertați-mă că vă ratez comentarii, susținere. Dar credeți-mă, mă simt în seara. Deci uitați-vă ce pur am în camere. Am fost, m-am tuns astăzi, sunt treaz de la 7. Și de bun, n-am mai stat să mă pregătesc pentru live-ul ăsta, că mi-e foarte, foarte somn. Dar nu mai mi-e somn. S-a plecat de la 7 dimineața de acasă. Am ajuns la 8 jumate. Bă, nu pot să... Hai să dăm... Dar vreau... Bă, nu vreau selectual. Mamă, dar te obligă, bro. Te obligă, bro, să joci. Și asta, deci fii atent, te obligă să joci Bermuda și Nextera, asta nu poți să le ștergi. Și asta dacă vrei tu le descarci. Bă, și trebuie să le descarci din server, ok, deci au server să le descarci. Merge cum nu e. Bă, oare ninge mă pe Kalahari? N-are cum, om. N-are cum, te pup iubi, mersi. Ia mă că le descarc pe toate. Mă bagă pe care mă bagă. Bă, frate, deci credeți-mă, bă, deci n-am... Nu vă mai zic nimic, frate, nu vine să cred. Deci nu vine să cred, bro. Bă, nu vine să cred, mă, credeți-mă, mă joc jocul ăsta de 6 ani aproape. Acum, în decembrie fac 6 ani de când mă joc. Nu vine să cred, niciodată nu am simțit jocul ăsta cum îl simt acum. Am așa un feeling. Ha, mai că dăm start așa, vedem pe care mă bagă ea. O să mă bage cu boți. Magicum, nu e nimic la Magicum, fraților. Nu arată Magicum aici, pentru că aici nu e, e server de test. Nu e server oficial. Să te duci cu mașina pe gheață. Bă, ce idee mi-ai dat, bro. Stai, rămâneți că facem asta. Facem, 100% facem. Stai să intru aici, într-un match full pe Bermuda sau unde mă bagă. Dar nu mă bagă, bro. Da, doar așa ori pot să joc. Acum mai pune SB efecte de zăpadă pe live. Păi, dar ce e să știu? M-a băgat pe Nextera. Pe asta nu cred că e zăpadă, vă dați seama. Adică nu știu ce mape au făcut. Uite, Winterlands! Ba da, fii atent, dacă e... Era o grămadă de muncă, bro, să bage zăpadă pe toate. Da, mă, are logică, bro, zice, mă. S-a modificat Sonia. Da, și Sonia. Vorbim imediat și de caractere. Uitați că vreau să ies. Vreau să prind Bermuda, mă, da. Nu mă lasă să le scot. Sonia se scoate. Sonia nu se scoate, se modifică. O să vedem imediat. Dați, aveți răbdare, ce aveți răbdare, voi, aveți răbdare. Mă, nu mai pot, bro, de drag. Dar ați văzut când intri în lobby, scrie acolo Winterlands. Deci e special update de iarnă am făcut, dar doar Bermuda am modificat-o, că vă dați seama, frate, sunt 6 hărți. Dacă stăm să luăm așa, e greu, frate, stai să bagi zăpadă pe toate hărțile. Adică eu v-am mai zis o chestie și vă zic din nou, probabil sunteți noi pe live-uri și nu știți, dar update-ul acesta pe care îl vedeți voi acum, la noi, în prezent, este lucrat cu 8 luni înainte, să știți. Pe ce artă m-a băgat, că n-am văzut. A, și-au schimbat și avionul, vedeți, au pus de ăștia fulgi de zăpadă, vedeți? Și acum că te bagă match, te bagă mai repede, vedeți? Nu mai este atât de mult în lobby. Uite-o, mă! Mamă, cum arată, fratele! Bă, și-au albit harta, bro! Bro, au schimbat! Ia uite, bă, cum se numește locația asta acum! Bro, uite cum se... Bă, stai, mă! Bă, asta e remaster, vere. Doamne, uite, v-am scris zăpadă. Bă, du-te, bă, cu ceața, mă. Stai, mă, e zăpadă pe remaster? Că nu-mi dau seama. Bro, e zăpadă pe remaster? Că nu-mi dau seama. Nu e o zăpadă, e rimas... Bă, mă miram, uite și tu, Aden's Creek, The Circuit.
Mă miram, nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu e, mă, zăpadă, nu e. Nu e, bă. Ștergele. Aaa, bravo, mă, bro. Adevărat zice. Da, bro, da, uite, vezi? Nu mă lasă să șterg Nextera. Nextera e obligatorie la rank. Bagă sunetul din 2019, gata, bro, gata, iauzi, iauzi aici pentru toți veteranii, dar doar 100.000 de like-uri avem, o ceapă bune, pentru melodia asta trebuie să facem 200.000, iauzi. Ion, ce faci, Ion? Bă, deci n-am, bă, cu update-ul ăsta, mă jur, frate, bă, deci... Chemați toți veteranii înapoi, cred că ce o să plângă cei care și-au vândut conturile... Sebi și-a păstrat contul. A știut că Free Fire-ul va reveni. Ia, m-a băgat pe Nextera. Deci nu pot să cred așa ceva. Numai că refuz, chat. Numai că refuz. Îmi bag piciorul în el. Mai testăm după. M-a băgat pe Nextera. M-a băgat pe... Bun, hai să ne uităm la caractere acum. Haideți să vă arăt ce s-a mai băgat nou. Bun, hai să mergem la caractere. Că cred că așteptați momentul ăsta. Mergem la caracter. Avem așa. Kelly a primit rework. Și nu știu ce rework a primit. Care e rework-ul? Increase by 6%? Atât? 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 Ah, dar n-au dat update la caractere aici. Ah, n-au dat update în advanced server. O să-l dea oficial. Doar la... No, nu pot să cred. În advanced server n-am caracterele chat. Dar să știți că e aproape oficială treaba asta. Adică Sony e rip, să vă faceți o idee. Deci ăsta A124, ăsta e rip. O să scadă, o să-l folosești foarte, foarte greu, de 4 ori maxim în match, ceea ce e... De ce ai mai jucat cu el? Wukong-ul iar să vi-l arăt. Bă, nu, stai, mă, s-a actualizat. Ia, stai, mă. Stai-ți un pic, bro. Let's get this party started. Unde e, mă, Sonia? Ia uite, mă, test girl, ia uite, test girl. What the fuck? Test girl. Și ce abilitate are test girl? Sonia. Ba da, au schimbat-o, bro, au schimbat-o. Au schimbat-o. Mamă. Bă, stai, că avem Free Fire aici. Intrăm pe Free Fire normal acum. Mi-a dat crash emulator, nu poți crede așa. Mi-a dat crash, bro, pe ăsta. Gata, e rip Sonia. Gata, să mai jucați cu Sonia. Stați intru pe Free Fire, normal. Să mai jucați cu Sonia. Na, are edita mai cooldown-ul acum și are doar 100 HP. Mai jucați cu Sonia. Mai jucați cu Sonia, 180 de secunde, bro. 180 de secunde cooldown. Pa, Sonia, te pup. Duc chat-ai, Sonia, să te duci după... Bă, v-am zis, că e rip Sonia, bă, v-am zis, bă, cu o săptămână înainte, bă, v-am zis, mă, eu știu, mă, dar nu v-am zis, mă, știam de o lună, mă, că se duce Sonia, dar nu v-am zis. Uite că am intrat pe Free Fire, normal. Sonia, unde ești, PC? Du-te, du-te, iau-te. Gata, Sonia e rip. Te-am pupat, Sonia. Bye, bye. Bye bye Sonia și Tiva, fiți atenți, stați să vă arăt la Tiva și la aia ce cooldown au. Dimitri, uite-l pe Dimitri. Deci acum lui Dimitri dă 3,5 metri radio și dă 10 HP pe secundă. Nu știu care e cooldown, 90 de secunde. Asta nu știu ce au făcut așa, nu știu ce făcea, ce-l făcea. E la fel? Cum e la fel? E același cooldown? Serios? Îți aș cooldown doar care 100 HP? Păi și oricum tot e bine. Tot e bine 100 HP, că mereu te bătea ăla cu 2 HP din Sonia. Asta e chestia, că e cu schemă. E cu schemă rău de tot și e bine ce-au făcut. Bine, putea să mai lucreze, mă, pe Sonia mai mult și să-i dea. Bine, dacă îi dădea 50 HP era useless. Că 50 HP îl dai. Ce nu înțelegeți voi la Sonia, să vă explic, ca să înțelegeți. Deci Sonia când se activează, are 3 secunde în care tu poți să omori un player. Dar o secundă... Sonia își activează chestia aia, umbra, înțelegeți? Iar tu ai 2 secunde și în 2 secunde n-ai cum să-l mai omori. Credeți-mă cu ăsta și pe ei.
Deci e RIP, e RIP Sonia, vă zic 100%. Ați văzut că Sonia când se activează durează un pic până ia arma în mână, așa că... Așa că e RIP. Și cu ăsta HP nu o să ai ce să faci. 150 HP era perfect, că te bătea mereu cu 10 HP Sonia. Mereu, 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 mereu. Caracter nou la Fatal. Unde, unde? Uite, mă! Mamă, cum arată nouă caracter! Bă, e caracterul! E caracterul de vila, m-a arătat acum 3 luni! Bro, e cara... Bă, nu pot să cred că au băgat așa ceva. Nu pot să cred. Bro, vă știți ce face ăsta? Bro, Inside revine cu aia să vezi. Bro, a băgat caracterul cu foc. Nu pot să cred. Ăsta vi l-am arătat eu acum 3-4 luni. Face o daia de foc în care intri în ea. Mamă, o să fie operă caracterul ăsta. Nu o să mai joace nimeni cu Sonia. Oricum e RIP Sonia. Mersi, Madalina, iubi, mersi. Ia uite-l, ia, ia să vedem. Stați că eu n-am setări chat, stați un pic. Settings. Să-mi dau pe zero aici. O, tot se mișcă repede, ia. Ia să vedem, ia. Bă, nu pot să cred, bro. Bă. Bă, e tare, e tare. La prima impresie e tare rău. Mamă, și cooldown mic are. Mamă. Bă, e interesant, dar e prea mare flacăra aia, frate. Mamă, câta flacăra. Păi, imaginează-ți că-ți dai flacăra și fugi. Bă, what the fuck. Da. Nu e scut, nu e scut. Flacăra asta dă damage adversarilor. Da, deci flacăra asta dacă o pui în casă îi dă damage. Îi dă damage, ba da, ba da, îi dă damage. Stai, mamă, dar ce repede se încarcă, bro, ești nebun, 30 de secunde, un minut, nici un minut. Când vine update-ul? Pe 31. Chiar pe 31. Păi și doar atât face puțin, păi da, frate, dar îți dă damage prin foc. Ia uite, ia uite, ia, a pus altul foc, uite, ia. Ce uite, băi, e perete de foc, bro. A, bă, mă ascund aici, perete, bă, mă ascund aici, îmi iau... A, dar nu, că nu pot să iau Kong-ul cu ăsta. Ia, ia, bam. A, uite și focul tău se vede mai deschis, al adversarilor e mai închis. Bă, cât a focul, veri. Mamă, să-l închizi pe unul în glum, foc. Bă! Oare focul trece prin glu-ul dacă playerul se închide? Să vedem. Asta chiar. Ia arme noi, au băgat și eu. Arme noi, arme noi, arme noi. A, mă, nici o armă nouă, mă, frate. Mai băgați o armă nouă în Free Fire, că n-ați mai băgat de 5 luni, 10 ani. Pă bune, frate, nu mai nici o armă nouă în Free Fire. Mai bine. Încearcă la room. Stai, nu, că încerc la training, aici sunt player. Ia, da. Dar nu o să poată să închidem glory aici. Eu o să le dau foc verde, stai așa. N-am custom HUD acum. Bă, ce abilitate e, bă! Ha, mă! Da, stai că s-au de jocul prea tare. Nu pot, că n-am setări. N-am setări acum. Bă, glu arată la fel, nu l-o schimbă, nu l-o schimbă acum. N-am setări acum, îți dau abilitate. Hai că ies până se carcă abilitatea, nu, oricum nu pot să testez. Mai e un caracter nou, da, 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 uite, 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 uite. Mamă. Bă, focul ăsta, uite, uite și ți apare pe ecran când iei foc, ați văzut? Deci când iei tu foc și îți dă damage, apare pe ecran. Dar mie nu-mi dă damage aici, că e...
Bă, frate, e tare rău caracterul ăsta, e interesant, dar să vedem cum o să ne descurcăm cu el. Știți cum a fost Sonia? Așa că...